E echivalent a ceea că eu am ori derivata funcției, ori derivata de la logaritmul de funcție. Fie că fie să fie funcție produsă dintre două funcții, vorba de M și M. Fizica mi-a plăcut încă în școală, adică când noi am început să învățăm atomul și așa mai departe, mie foarte tare mi-a plăcut. Și că în plus că ideea că oamenii au luat toată natura și au făcut-o în numere, și în formule matematice care își spus absolut totul. Ce o să termin facultatea? În ce domeniu vrei să studiezi după aia? Cred că în știință. În caz ceva IT-ul. Copiii sunt mai mulți, se întreabă cum o să fie viitorul. Toți se gândesc după bani, dar iată, unii ca noi ne gândim după știință. Я решила то, что реальные науки, они имеют будущее. В том плане то, что благодаря физике ты можешь стать инженером, и ты можешь благодаря своим знаниям что-то сконструировать и дать этому будущему. Меня пытались отговорить, даже мои близкие, то, что это будет очень трудно, так как я еще девушка, и как эта девушка инженер. Я поздно пришел на факультет физики. Это был путь долгий. Я уехал за границу и долго вынашивал идею, чтобы поступить на физика. У меня было желание стать учителем. Есть люди, которые гонятся за модой, и я не вхожу в это число. Липса информирилор, информации, сенс, чья физика, что он действительно чифел, где домений. S-ar putea să fie unde se aplică cunoștințele în fizică. Absolvenții noștri, în principiu, pot lucra și lucrează în mare parte în foarte multe instituții în Republica Moldova, în companii private, în companii IT. Lipsa cunoașterii domeniului și vorbind la figurată spirituală, da, că fizica e complicată. Fizica nu e complicată. Deloc. Fizica e complicată dacă nu înțelegi. În primul rând, pentru soluționarea acestei probleme, este nevoie de a promova cât mai mult fizica, începând cu gimnaziu, după care în liceele Republicii. La moment, în Republică este o necesitate strângentă de cadre didactice și anume profesori de fizică. Problema este gravă, cum s-ar zice, dar cel puțin cei din România își acoperă locurile la facultățile cu profil real cu studenții basarabieni, așa, din Republica Moldova, după care ai lor deja pleacă mai departe în alte țări. Dar noi riscăm să rămânem profesori de fizică în Republica Moldova? Riscăm. Noi deja am rămas, practic. Ce fel de interes poate fi pentru fizică când cel mai mare deficit în sistemul educațional al Republicii Moldova este a profesorilor de fizică? Cum poate să vină absolventul la fizică în situația când el nu a învățat fizică în școală? Deci e una să faci o clasă, două, pentru drept, care ar însemna un sistem interactiv video și altceva să faci un laborator modern pentru fizică, care necesită o viziune din partea specialiștilor, programarea unor bugete pentru câțiva ani ca să-ți permiți să faci o investiție serioasă. Și noi facem aceste investiții, dar ați văzut, ne-am bucurat ca să fie acolo studenți.